La data de 24 august, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad și procurorii de ICOT-BT Arad au efectuat 11 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de trafic de droguri și substanțe psihoactive. Din cercetări a reieșit că în perioada 2016-2017, 4 femei și 5 bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 46 de ani, toți din Arad, ar fi deținut și comercializat droguri de risc, mare risc și substanțe psihotrope pe raza județului Arad. În urma perchezițiilor au fost ridicate 1018 grame de substanță cu efect psihoactiv, 234 de doze substanță cu efect psihoactiv și 16 comprimate ecstasy. De asemenea, au fost indisponibilizați 5.400 de lei și 14.630 de euro, sume susceptibile a proveni din activitatea infracțională. Membrii grupării au fost conduși la sediul de ICOT Arad pentru audieri. La activități au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ Arad și polițiști specializați în combaterea criminalității organizate Timiș.